Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre o altă alternativă la pachetul Office al firmei Microsoft și anume LibreOffice, care este o suită de birou puternică cu o interfață curată și instrumente ce vă permit să vă eliberați creativitatea și să vă creșteți productivitatea. LibreOffice încorporează mai multe aplicații care o fac cea mai puternică suită Office gratuită și open source de pe piață. Conține aplicațiile Writer, care este un procesor de text, Calc, aplicația pentru foi de calcul, Impress, motorul de prezentare, Draw, aplicația de desen și diagrame, Base, aplicația pentru administrarea bazelor de date și Math, pentru editarea expresiilor matematice. Documentele dumneavoastră vor arăta profesionist și curat, indiferent de scopul lor, o scrisoare, o teză de master, o broșură, rapoarte financiare, prezentări de marketing, desene tehnice și diagrame. LibreOffice este compatibil cu multe formate de documente cum ar fi Microsoft Word, Excel, PowerPoint și Publisher, dar LibreOffice merge mai departe, permitându-vă să utilizați un standard deschis, modern și anume Open Document Format. Dincolo de numeroasele caracteristici livrate implicit, LibreOffice este ușor de extensibil prin mecanismele sale puternice de extensie. Bineînțeles că este un pachet open source și gratuit. Prin urmare, oricine poate să-și aducă aportul la dezvoltarea acestor aplicații. LibreOffice este disponibil în mai multe limbi, iar pentru a obține pachetul de instalare, realizați o căutare cu ajutorul unui motor de căutare, de exemplu Google, după expresia LibreOffice și accesați primul link din lista rezultată, care este pagina oficială a acestei suite de programe și care, după cum se vede, are suport și pentru limba română. Apoi accesați meniul de descărcare. De unde puteți descărca patru versiuni: Fresh, care este versiunea recentă, Stable, versiunea testată și stabilă, versiunea în dezvoltare, care vă va permite să testați noile versiuni ale aplicațiilor LibreOffice, și o versiune portabilă, versiune ce nu va necesita instalarea pe calculator și nu va putea fi rulată pe orice mediu de stocare atașat calculatorului. Pentru instalarea în calculatorul personal vă recomand descărcarea versiunii Fresh, care la momentul realizării acestui tutorial a ajuns la versiunea 7.3.4. Pașii de instalare sunt ușor de parcurs, iar după finalizarea instalării, pe suprafața de lucru va apărea o pictogramă intitulată LibreOffice 7.3. Suita de aplicații LibreOffice se prezintă sub forma unei singure aplicații, din interiorul căreia se pot deschide aplicațiile care fac parte din acest pachet software. Writer, Calc, Impress, Draw, Math și Base. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!